Există trei direcții importante azi în care banii pot fi folosiți în învățământ. În primul rând este problema cadrelor didactice. Cadrele didactice provocă că sunt prost plătite, nu au niciun fel de motivare ca să se ridică activitatea și pregătirea profesională, pentru că nu sunt stimulați nici într-un fel. Aici ar trebui o reformă a salarizării în învățământ, pentru că profesorii sunt unii dintre cei mai importanți vectori de progres în societate.